CBN-ii care doresc să facă o programare pentru obținerea pașaportului găsesc un loc disponibil abia în luna mai. Până atunci toate lucrurile sunt ocupate. Cei de la serviciu pașapoarte spun că cererea s-a dublat față de aceeași perioadă anului 2019. Acest lucru se întâmplă din cauza ridicării restricțiilor, vacanței elevilor care se apropie și a concediilor de vară. Un copil în vârstă de 13 ani a ajuns pe mâinile medicilor din Sibiu după ce un coleg de școală l-a înjunghiat cu un cuțit de bucătărie. Agresorul este de aceeași vârstă, locuiește în Rășinar și se pare că între cei doi exista un conflict mai vechi. Polițiștii cercetează acest caz, iar în acest timp băiatul înjunghiat se află în spital. Din fericire, starea lui se îmbunătățește și ar putea fi externat zilele viitoare. Combustibilul a ajuns la prețuri de aproape 8 lei pe litru. O parte a sibienilor face plinul pentru a mai beneficia puțin de prețul acesta. Alții însă spun că bagă benzină de aceiași bani ca până acum. Oricum ar fi, după ce s-a atins o valoare record pentru un baril de petrol, sunt de așteptat noi scumpiri și la pompă.